Episcopia Giurgiului a organizat astăzi o nouă sesiune a examenului de capacitate preoțească. 11 candidați au participat la testare pentru ocuparea unui post clerical în cadrul eparhiei. Examenul a fost precedat de Sfânta Liturghie, săvârșită în prezența Preasfințitului Părinte Episcop Ambrozie. Examenul de capacitate preoțească a avut loc la Centrul Pastoral Cultural și Catehetic al Schitului, Acoperământul Maicii Domnului din localitatea Varlaam. Comisia de evaluare, formată din membrii ai Centrului Eparhial și profesori de la Seminarul Teologic Ortodox Teoctist Patriarhul, a fost prezidată de Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului. Examenul a constat în evaluarea cunoștințelor de doctrină și misiune, precum și a cunoștințelor de liturgică, muzică bisericească, drept și administrație parohială, catehetică și omiletică. Astăzi, 11 octombrie, la sediul Centrului Cultural și Catehetic Acoperământul Maicii Domnului din localitatea Varlaam a avut loc examenul de capacitate preoțească, sesiunea octombrie 2019. Comisia de examen, prezidată de către Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, a fost formată din părinți consilieri de la Centrul Eparhial și cadre didactice de la Seminarul Teologic Teoctist Patriarhul din Giurgiu. Scopul examenului a fost nu numai acela de a evalua pregătirea teologică a candidaților, dar mai ales de a vedea maturitatea duhovnicească a celor care se pregătesc să îmbrățișeze misiunea sfântă a preoției. Cred că examenul acesta, care vine în urma definitivării studiilor de seminar și de facultate pentru cei mai mulți dintre voi, cred că e o oportunitate să dați dovada a ceea ce puteți. Media minimă de promovare a examenului de capacitate preoțească este 7. Examenul este valabil timp de un an.